Pacea Domnului. Să citim astăzi în cuvântul Domnului din cartea Matei 21, de la 1 la 17. Când s-au apropiat de Ierusalim și au ajuns în Betfage, înspre muntele măslinilor, Iisus a trimis doi ucenici și le-a zis: duceți-vă în satul dinaintea voastră. În el veți găsi îndată o măgăriță legată și un măgăruș împreună cu ea. Dezlegați-l și aduceți-l la mine. Dacă vă va zice cineva ceva, să spuneți că Domnul are trebuință de el și îndată îl va trimite. Dar toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul care zice: spuneți fiicei Sionului, iată, împăratul tău vine la tine, blând și călare pe un măgar, pe un măgăruș, mânzul unei măgărițe. Ucenicii s-au dus și au făcut cum le poruncise Iisus. Au adus măgărița și măgărușul și-au pus hainele peste ei și el a șezut deasupra. Cei mai mulți din norod își așterneau hainele pe drum, alții tăiau ramuri din copaci și le presărau pe drum. Noroadele care mergeau înaintea lui Iisus și cele ce veneau în urmă strigau: Osana fiului David! Binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului! Osana în cerurile prea înalte! Când a intrat în Ierusalim, toată cetatea s-a pus în mișcare și fiecare zicea: cine este acesta? Este Iisus, prorocul din Nazaretul Galilei, răspundeau noroadele. Iisus a intrat în templul lui Dumnezeu, a dat afară pe toți cei ce ședeau și cumpărau în templu, a răsturnat mesele schimbătorilor de bani și scaunele celor ce vindeau în corumbei și le-a zis: este scris, casa mea se va chema o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Niște orbi și șchiopi au venit la el în templu și el i-a vindecat. Dar preoții, cei mai de seamă și cărturarii, când au văzut minunile pe care le făcea și pe copii strigând în templu și zicând Osana fiului David, s-au umplut de mânie și i-au zis: auzi ce zic aceștia? Da, le-a răspuns Iisus, oare n-ați citit niciodată cuvintele acestea? Tu ai scos laude din gura pruncilor și din gura celor ce sunt. Și lăsându-i, a ieșit afară din cetate și s-a îndreptat spre Betania și a rămas acolo. Amin. Amin.